numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului. Preoți, părinți, fiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Un avans sau un acord.
Deci dai avansul la bancă și după aceea te duci și locuiești în casă. Chiar dacă tu trebuie să o plătești pentru 30 de ani. Pe acum înainte. În fiecare lună trebuie să dai bani. Dar întrebați pe copilul care locuiești în casa aceea. Nu te duci. Apoi e casa. Și el va zice, e casa mea? Nu va zice, știi, e casa bănicii. A mea va fi peste 30 de ani. Nu, îi zice, e casa mea. Și așa este. Așa este, dar nu este așa. E, așa e taina botezului. Botezul ia zona. Adică, ai primit mântuirea în dar. Ești născut, cu adevărat, ești născut pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Dar, încă n-ai ajuns la mântuire. Așa cum cel care a început să plătească casa, dar să oprești, nu mai are bani. Nu rămas fără să ducești. Îi se ia casa. E către bancă. Chiar dacă o plătă. Chiar dacă a dat arbuna, a dat avansul. Așa e și cu mântuirea. Copilul, dacă este botezat, dar el după aceea nu continuă procesul acesta de mântuire, nu se mântuiește. Nu vreau să lungesc mai mult cuvântul despre botez, doar atât vreau să zic. Părinții consideră botezul, printre altele, prilejul prin care acum voi ajunge la cel mai important lucru care se poate întâmpla unui om în viață. Cel mai important lucru pentru care a venit Domnul Iisus pe pământ, care este împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului. Spune Sfântul Simeon Teolog că cel mai important lucru care s-a întâmplat pe pământul ăsta, n-a fost întruparea Mântuitorului, ăsta a fost numai un pretext. Ca pe noi să ne sfințească prin împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului. Și de aceea Domnul este botezat, este introdus în Marea Biserică, în Marea Familie a Dumnezeu, ca după aceea să pășească cu pașii repezi pe care am întâlnit primind toate celelalte taine. Taine, știți cum ar trebui Sfintele Taine? Știți cum ar trebui să le vedem noi ca pe funcții ale unui organism? Așa că trupul nostru are respirație, are digestie, are circulația sângelui și toate celelalte. Așa sunt tainele în biserică. Ele sunt funcții ale organismului. Fără ele, fără unele dintre ele, nu poți să reziști. Așa cum nu toți cei din biserică ajung să aibă taina preoției. Asta este dată numai unora. Celor care s-au pregătit în acest sens. Precum și funcția reproducerii. Nu moare omul dacă trăiește fără a se însura sau a se mărita. Așa cum suntem noi călători. Dar alte taine, alte funcții, mor dacă le faci. Dacă nu mănânci, dacă nu bei, dacă nu respiri. Iar botezul este una dintre aceste pentru care nu există viața în această. Bun. Timpul este scurt și aș vrea să ating și alte puncte. Nu pot să nu mă abțin să nu citesc în nespus de frumoasele cuvinte cu care a caracterizat Tatăl Traian Tons pe Sfântul Botezător. El m-am prezumit și pentru care nu s-a putut face adunare, dar nu mă pot abține să nu citesc, să nu citesc cuvinte. Și anul trecut, pe vremea aceasta, eram într-o mănăstire. La parte de mine și am citit aceleași cuvinte. Și a venit că a fost părinte, care nu era ostaș. Încă zice, dă-mi și mie cartea aia să citesc.
a luat carte și după aceea, la următoarele predici, a spus cuvinte la predică oamenilor din cartea aceasta. Spune fratele așa. La comentarea versetului 27, el este acela care, în capitolul 1, după Ioan, el este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt prenzit de zile care au avansat în mine. Cu cât un martor, dar Hristos va apăta o furie mai aleasă și mai strălucită, cu atât el își va recunoaște și își va mărturisi mai mult nevrednicia asta. Și chiar prin asta se va arăta vrea. După cum unul care se pretinde a fi Investitura lui Hristos, închipuindu-se prea vremii, cu atât își va dovedi nevrednicia. Cu cât ceva poartă o ținut mai de valoare, cu atât va fi mai modest și mai tăcut. După cum cât poartă cineva un mare gol de umbli, că face mai mult zgomot în jurul său, ca bătăliul gol sau căruța goală. Cel care duce aurul merge pe cânt. Cel care va vrednic nu se va lăuda cu aceasta niciodată. Cine se laudă, acela nu este. Iar cine este, acela nu se laudă. Și zice că foarte, foarte frumos. Ioan Botezătorul a fost întotdeauna mare. Dar niciodată ca atunci când a spus, nu s-o vrem. Ce cuvinte frumătoare. Sfântul Apostol Pavel a fost întotdeauna mare. Dar niciodată ca atunci când a spus, sunt cel din plin de păcătoși. În măsura în care și ucenicul se crede ceva și cineva, cade prețuia stăpânului său. Partea pe care ucenicul și-o ia pentru sine este o încurcare și un jaf făcut împotriva stăpânului său. Dar omul care își oprește său, Dumnezeu și pentru aceeași alege mereu, tocmai vasele cele mai slabe și mai conștiente de slăbiciunile lui omenești, pentru ca tot meritul și dată slavă să se vadă sau să se arate că sunt numai ale Dumnezeu. Câte multe să ne amintează au de gândit aceste cuvinte. Chiar dacă se întâmplă ca unii de vățile voastre să veniți aproape niciodată, sau chiar niciodată în fața microfonului, nu înseamnă că nu aveți o misiune. În luna aceasta, toți suntem datori să fim primit. Și în altă parte, la comentariul de la versetul 21. Și el a întrebat, dar cine ești? Ești el? El și el a zis, nu sunt. Ești prorocul și el a răspuns mult. Toate ne-am spune așa. La un suflet cu adevărat credincios, la un adevărat urmaș al Domnului Iisus Hristos, totul este frumos. Blândețea Lui, răbdarea Lui, iubirea Lui și toate virtuțile sale. După cum scrie în Cântarea Cântărilor, ești cel mai frumos dintre oameni. Dar smerenia Lui este acea virtute care este dintre toate cea mai frumoasă. Adevărată smerenie este aceea care, între cerere și răbdare, dorește sincer, și pentru că ne-am spuneat acest lucru, sincer, locul cel mai din urmă și sarcina cea mai grea și răsplata cea mai mică. Smerenia nu se va supăra niciodată, pentru că te vor mulțumesc. Asta este ce înseamnă. Nu mai este. Nu se va accepta niciodată. Nu va pretinde niciodată merite și compensații de la nimeni și de la nimic. Smerenia renunță totdeauna, iartă totdeauna, mulțumește totdeauna și pentru toate. Și încă un cuvânt vreau să mă citesc despre cuvintele smerenie. Iată cum trebuie să cuvinte, să fie cuvintele unui om smerenie. Cuvintele smerenie sunt totdeauna măsurate, înțelepte, rare și frumoase. Pentru că izvorăsc într-o inimă sfințită și într-o minte stăpânită de credința fie și înțeleaptă, care nu-și pierde niciodată din vedere mare, faptă de slăbiciune pe care o are. Smerenia nu se uită niciodată la cât a făcut bine, ci se uită dacă este încă. Nu privește dacă este
ce ar trebui să fie, nu se așează prin legii divine, ci prin legii divine. Și chiar dacă împlinești o slujbă aleasă și sfântă, trăiești mereu cu povara temerii și cu conștiința sărbăciunii că nu este și nu merită să se cheme că este ceea ce este într-adevăr. Ioan a zis, nu sunt ceea ce de fapt era. De aceea nimeni pe cine spus din femeie n-a fost normal ca el, pentru că nimeni nu s-a sperit atât de mult. Și de acum am numit aceste caracteristici ale Sfântului Ioan de Sfânt. Aș vrea acum să ne îndreptăm atenția spre pruncul cel nou botezat. Frățiorul nostru, Andrei. Să mă degrabă către părinții, atât cei trupești, atât și cei duhovnicești. Și împreună cu ei, și asta părinților, din familia mare, pentru că să știți, copiii fraților sunt crescuți nu numai de părinți generași, ci și de frați. De adunare în care sunt ei, adunare, misiunea împreună a fost curată din să știți. De aceea, când vine un copil de aici, din altă parte, sau în altă adunare, cred că primată și se observă o anumită un anumit fel de comportament de la el. Cei care îl văd și îl întreabă de unde e, din ce adunare. Nu se poate ca mintea lor să nu catalogisească adunarea respectivă și copilul îi face sau fratele respectiv suferă. De aceea și adunarea are un mare efect asupra creștinului copilului. Însă, nu vreau să ajung lor. S-a spus, am citit despre Sfântul. Pentru un lucru ăsta, pare un lucru așa, obișnuit, da, nu se spune că se despre Sfântul, se așa. Dar știți că educația mea este nevață pe care? Iată, am citit de curând, mai de mult, un cuvânt despre viața unui părinte, cuviosul Paisia Iulie. Și când am citit, când am auzit, de fapt, că auzeam de pe telefon cu registrarea vieții Sfântului, a rămas de-a dreptul șocat. Vă spun, de-a dreptul șocat. În ce fel de-a mama lui se reduce. Și iată ce zicea. Învăța mama pe de copilaș. Spuneam, dragă mama mea, când te duci la școală, și te vei întrece cu ceilalți copii, tu să rămâi mute. Păi și așa pleci la asta. Orică ești primul, ori crești tot. Și atunci când te joci cu ceilalți copii, nu căuta să fii primul dintre ei. Tu rămâi mute. Cine mai învață astăzi pe copilul lui așa? Când toți părinții învață pe copii, tu să fii olimpic, tu să fii cel mai tare, să fii cel mai puternic, să fii cel mai priceput, să fii cel mai deștept din clasă, cel mai. Să ai slujba cea mai frumoasă. Să nu stea nimeni în cap. Tu să-i întrești pe toți. E, și ce se seamănă în copil? Spiritul, am zice noi, într-un mod de vinovat, spiritul concurenței. Spiritul mândriei, de fapt. Da, vedeți, asta e, ca să noi să realizăm lucrurile acestea, să le facem, ar trebui să ne facem capul cu fața aceasta. Pentru că suntem educați de lumea de astăzi, de spiritul ăsta. De aceea, astăzi, cu atât mai mult, mersul nostru este împotriva. Motiva curentului lui. Altul lucrurile. Spune-o, părinte, vorbind despre educația copiilor, zicea că părinții sunt responsabili
de viață, de promovirea copiilor și a zis un lucru pe care m-a urmit foarte mult. Iată, versetul din Epistola Întâi către Timotei, Sfântul Apostol Pavel, capitolul 2, versetul 15, unde spune despre cum să se poartă femeia. Și zice așa. Dar ea, femeia, se va învi prin naștere de fii, dacă va strălui cu înțelepciune în credință, în iubire și în sfințenie. Dar un părinte care știe poate fi limba greacă, a spus că limba română este o mică greșeală. Verbul va strălui nu e de fapt la persoana a treia singulară, ci la ea persoana a treia plurală. Adică, dar ea, femeia, se va umpli prin naștere de fii, dacă vor stărui, dacă copiii vor stărui cu înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie. Vedeți? De ce? De ce e lucrul ăsta? Pentru că copiii, cel puțin până așa de ani, dar chiar îndrăznesc să spun că toată viața este urmată de felul care a fost modelat de către mama lui. Am deosebit. Și de către tată. Dar mama, în mod deosebit, are mai multe de spus în viața copilului, că ea e mai mult timp cu el. Iată un lucru care zicea părintele acela, zice, ce credeți copiii când sunt mici, când pun mâna pe ceva? Obișnuiesc să se tragă. Pun mâna pe o față de masă, tragă. Pun mâna pe un obiect, îl trag la el. Un coleg al meu era o părinte, la mine pe ori. Era o părinte pe sub barbă. În cauza asta, că o trag cu față de masă pe care o era o oară cu apă de mine. Și zice, ăsta e instinctul copilului, de a trage la el. Și asta face după aceea posesiv, face egoist. Îți zice, ce ar fi să învețe mama cu copilul? Era 6 luni chiar. Nu să dea, să ia, ci să dea. Nu să ia, ci să dea, să dăruiască. Dar cum poate copilul face așa ceva? Când părintele îl întoarce cu toate cele, de când e mic. Când îi face toate, iertați-mi cuvântul, moftului. Spune, puiul, mami, ia, nu vrei de asta, ia și de cealaltă. Nu vrei de asta, ia de cealaltă. Aaaa, copilul după aceea se vede rece. Și poate din picior și începe să plângă că el vrea cu tare lucru și părintele trebuie să ia. E, gândea părinților înainte, nu era așa. Și vă dau un exemplu chiar de lucrarea voastră. De lucrarea voastră. Avem lucrate la cerpece, la lucru, fratele Ionica Dumnezeu, dacă știți, de la Corpei și Ceana, și povestea un lucru foarte minunat, care l-am ținut, pe care l-am ținut. Spune de fratele Costi de Pânzare. Că au venit la un dat nepoții. Copiii să iau să nepoții pentru câteva zile la el. El era singur acasă. Și nepoții s-au jucat prin curte pe acolo și el s-a pus să pregătească ceva de mâncare. Și le-a făcut un fel de lapte îngroșat, lapte cu făină, așa, și i-a chemat pe copii la masă. Copiii au venit, s-au uitat la mâncare, au dat o nume pe palace. Fratele Costică zice, bine, dragi moșuri, mergeți și vă prejucați. S-au dus copiii, s-au prejucat. După aceea au zis, venim de nou reclamă, haideți la masă și au pus aceeași mâncare. A, dar nu unde îți place. Ce zic, și domnule, jucați. Fratele Costică o strâns masă, s-a rupt totul. După un timp, copiii au văzut că nu au altă șansă. Spunim de nou, foame tare, tare, tare. E, dragi moșului, acum nu mai bun. Duceți-vă cu singur, că sunteți în stare și vă luați de moale și vă și mâncați. Au mers copiii, nu au ce face. Au luat, au gustat un vin, au văzut cum e așa rea, pe bună mâncarea,
și am rugat. Și apoi am zis, vreau, dar știi că a fost o mâncare. E, dragi moșu, dar de ce ați spus că voi vă vă face? Păi nu am mai mâncat așa ceva și mi s-a părut. Vedeți, așa e educația care se dă la copii. Nu, nu-ți place asta cu oamenii. Gata, îți dă mâna la ceva. Păi copii după aceea cum crește? Este un mod greșit, eronat. Iertați-mă că eu vă mulți lucrurile astea care sunt dăbrâne. Nu, dacă știu un lucru cum nu e bine să reținem pentru noi. Sau, încă un lucru mai să mai spun. Asta din experiența părinților mei cu mine, eu fiind cel mai mare la părinți, părinții mei m-au învățat prost, ca să zic așa, nu m-a ținut în brațe tot timpul. Și am văzut și iată, și vezi și asta și la alții părinți. Mai ales primii copii, îi țin în brațe tot timpul și după aceea copilul nu mai poate decât în brațe. Părinții mei, sărmanii, când s-au mai trimis cu mine, făceau, mergeam amândoi în schimburi, lucrau în schimburi 3, așa, și se deau pe rând, hai, trebuie să mergi la lucru, stau eu în, cu braț, în brațe cu el toată noapte. Și dacă mă punea jos, atât de trebuia, că ce vrea să pune. Da, vedeți, e modul în care părintele ne învață pe loc. Că dacă părintele e un pic mai nascut cu copilul, ca să nu mai zic de muncă, acum copiii să nu muncească vari de mine. Nu vreau. Înainte, știți că erau copii, erau fetițe de 8 ani, care duceau o gospodărie întreagă. Nu gospodărie cum avem noi la vlog acum, ci cu animale, porci, vaci, cu viței. Și făcea și mâncare, făcea și curățenie pe deasupra. Poate se pare ceva ciudat, dar uitați-vă la strebunii noștri, că așa era. Părinții plecau departe la câmp și lăsau pe fetiță cu copiii în grijă. Și cu toate gospodăriile. E, dar asta nu înseamnă peste oameni. Și nu că unei educații zi de zi. Și ceas de ceas. Nu vreau să-mi place acest lucru din bun, ca să mă ajungesc deja, deja cred că prea mult mă ajungi și încerc la treaba asta. Dorim pruncul de întâi părinților lui și tuturor ce care vor veni în contact cu el și cu educația lui, nu vor de înțelepciune de la Dumnezeu. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu și cerând de înțelepciune părinților și cum se reduce și el va putea să se lase modelat de părinții lui și trupește cu oameni și de către jos să fie în jurul lui. Să dea cu Dumnezeu ca ar fi un aplicat în el, ar fi o astăzi, ar fi o împlinire și pe care de toți ne-au avut. Să aceea trece prin care să o muștim în treabă, în Împărăția Dumnezeu. Amin. Să vizite Domnul Hristos.